Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Acest weekend vine cu sextilul la grad exact dintre Venus și Pluto și e un moment absolut fantastic pentru toată lumea. Este un weekend în care avem curaj, este un weekend în care o să facem tot ceea ce ne place și cu siguranță poate să fie și un weekend în care, știu eu, putem să ne rupem la fel din tot felul de lucruri toxice. Însă vedeți voi, în acest weekend atenția e pe trecut, e pe emoții, e pe sentimente, dar este și pe ideea aceasta de a ne vindeca, da? De a avea curajul să fie să rupem ceva care nu mai funcționează, fie este vorba despre a avea credința, da? Cum că universul ăsta, divinitatea, știe mult mai bine ce e ok pentru noi atât timp cât avem curaj și suntem buni, atât cu noi cât și cu ceilalți. Deci, cumva, eu zic că această frază e potrivită pentru acest weekend și pentru perioada aceasta. Suntem înainte de eclipsa totală de soare. Cu siguranță deja se simte că e foarte puternică. Doar că, vedeți voi, tot în acest weekend este un moment în care vom asista la tot felul de hotărâri, care mai de care mai ciudate. Da? În cel puțin ziua de sâmbătă ne găsește foarte concentrați pe spiritualitate, pe vindecare, secrete, da? Uite, acum cineva are curajul și spune un secret, acum cineva are curajul și spune lucrurilor pe nume și ăsta e un moment bun. Pe de altă parte, duminică, uite, duminică dimineață e un moment bun să ne relaxăm, să medităm, să mergem într-un locaj de cult, să ne rugăm și așa mai departe, deci e un moment foarte bun. Pentru că în a doua parte a zilei de duminică, nu știu, să înceapă distracția, da? În a doua parte a zilei de duminică este foarte favorabilă, da? Nu știu, ideea de a ieși cu prietenii, în special, nu știu, adunări între femei, da? Că ne vedem cu o prietenă, că alegem să facem ceva pentru noi, da? Pentru sufletelul nostru, însă, repet, este un weekend nebun în care tot îmi mențin ideea că în perioada asta vom face cumva totul pentru plăcerea noastră, pentru sufletul nostru și, așa cum ziceam, cred eu că este o perioadă în care femeile au foarte mult curaj și se pot revolta. Însă nu e vorba doar de femei, ci în general, da, fiecare om, eu zic că acum are curajul să, cine știe, chiar să ia și o decizie, da, chiar să ia și o decizie. Eu zic că suntem ajutați, da, este un weekend cu emoții foarte puternice, da? Și de asemenea tot acest weekend zic eu că poate să ne surprindă cu tot felul de lucruri care se petrec, da? Și avem așa, îndrăgostiții pentru sâmbătă, luna și cu eremitul. Ei, uite, sâmbătă avem o dorință mai mare de izolare, de a sta așa liniștiți, relaxați, pot fi întâlniri de dragoste, dar acestea sunt mai secrete sau locuri mai ascunse, poate nu vrem să ieșim neapărat în lume. Și pe de altă parte, uite, este un weekend în care în sfârșit putem să vedem ca pe unde e problema într-o relație sau într-o pasiune pe care o avem, da? Ce nu facem bine, ca să revizuim, să reanalizăm puțin situația. Vă ziceam eu, uite că asta cred că n-am zis, în weekendul ăsta există o foarte mare predispoziție spre dragoste la prima vedere sau, știu eu, dragoste la a doua vedere, pentru că fie ne revedem cu persoane pe care nu le-am mai văzut de nu știu cât timp și uite acum ne apucă dragostea, uite acum e ceva interesant acolo. Pentru alții pot fi oameni noi care apar și oameni care, zic eu, ne pot schimba destul de mult viața și aici e ok, da? Cei care vreți pe cineva, da, în weekend, tot înainte, socializare, comunicare, ieșiți în lume, pentru că sunt șanse de așa ceva, da? Bineînțeles că nu neapărat acum că, să zic, că dacă ieși și cunoști pe cineva, da, sau te atrage o persoană, nu neapărat că și rămâi cu ea, da, până la adânci bătrânezi, da, e un imbolt, e un pas înainte, da? O să avem curajul să acționăm, da? Faetonul pentru duminică, magicianul, roata destinului și cu soarele. Aici la duminică zic eu că este o zi cu succes, este o zi cu bucurie și cine știe, da, unii cu siguranță avem de finalizat niște lucruri în ziua de duminică, poate facem drumuri pentru a ne bucura, pentru a ne întâlni cu persoane dragi, dar în același timp văd eu că tot duminică apar tot felul de vești care mai de care mai interesante, da? Deci ceva se finalizează, ceva începe să meargă într-o altă direcție. Da, și Motanul e agitat, da, pentru că, da, el simte energiile.
cred eu că este un weekend foarte bun pentru toată lumea. Da? Bineînțeles că lucrurile se desfășoară cu viteza luminii, asta ca să știm sigur. Și da, uite, poate să fie un moment în care revizuim o situație și vedem un adevăr. Poate să fie și un moment în care, așa cum am zis, poate avem curajul necesar să închidem niște lucruri pe care, știu eu, le-am lăsat acolo, le-am amânat sau n-am putut, n-am avut curajul, nu s-au legat lucrurile la timp. Acum e momentul, da? Și tare bine ar fi să mai facem puțină curățenie, la propriu sau la figurat, pentru că, așa cum ziceam, eclipsa care urmează luni, 8 aprilie, e destul de puternică și poate să dea o resetare pentru toată lumea. Da? Da, ca să vină acel nou început, ca să fie resetarea respectivă, trebuie să mai și închidem anumite lucruri. Da? E ca într-o casă, când, nu știu, vrei să-ți schimbi mobila, da? Vrei să îți cumperi o mobilă nouă, dar da, nu trebuie să o arunci pe cea veche sau să o donezi sau, nu știu, să faci ceva cu ea, că n-ai unde să ții două biblioteci, da? Într-o cameră. Bine, cine are spațiu e ok, dar metaforic, da? Ați înțeles la ce m-am referit. Da? Că trebuie să arunci mâncarea stricată din frigider ca să aduci alta bună, că altfel nu se poate. Cam așa e și în acest weekend. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm pentru fiecare zodie, să vedem ce se întâmplă. O să abordez în mod special acest sextil dintre Venus și Pluto, dar și celelalte aspecte, însă pe asta o să mă concentrez, vă zic de la început. Vreau să folosim un tarot nou pe care mi l-am dorit tare mult și s-a întâmplat să-l găsesc, da? E auriu. Da? Mie îmi place foarte mult auriu, sunt îndrăgostită de această idee de auriu. Da? E foarte, foarte interesant. Nu știu de ce am simțit. Da. O să vedem. Hai să... și cei care vreți să vedeți ce se întâmplă pentru următoarea săptămână, dacă vreți să vedeți ce aduce eclipsa, dacă vreți să vedeți ce se întâmplă cu acea conjuncție Marte-Saturn care deja se simte, doar că săptămâna viitoare e la grad exact, adică săptămâna viitoare o simțim cel mai intens. Și cei care sunteți curioși să vedeți și ce va aduce eclipsa, da, dinainte, aveți filmările pentru următoarea săptămână, sunt postate toate, vă aștept cu drag acolo. Hai să începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi, uite, cel puțin ziua de sâmbătă e despre relaxare, e despre odihnă și despre meditație. Poate este și un moment în care berbecul acolo își face tot felul de planuri ascunse, poate să fie și un moment în care, știu eu, te îndrăgostești, poate să fie și asta, doar că unii poate acum aveți curajul să dați startul unei perioade de vindecare. Vă ziceam eu că este o perioadă bună să vă faceți o operație pe suflet și să scoateți de acolo toate mizerile și să faceți pace cu voi. Chiar e un moment bun pe așa ceva. De asemenea, ziua de sâmbătă găsește berbecul într-o stare așa de izolare, de meditație, parcă stai așa ca un spectator la ceea ce se întâmplă, pe de o parte, pe de altă parte, berbecul parcă începe să vadă altă realitate, începând cu ziua de sâmbătă. Și așa cum ziceam, uite, berbecii singuri, ieșiți în lume că șanse sunt să apară cineva, Cei care sunteți într-o relație, ei, uite, acum aveți curajul, fie să rupeți relația, fie să discutați problemele și să mergeți la nivelul următor sau să depășiți un anumit impas. Pe de altă parte, uite, ziua de duminică, prima parte, e foarte bună de odihnă pentru berbec, de, nu știu, să te uiți la filme, să ieși în locuri mai retrase, că e în natură, că e la o biserică sau, mă rog, fiecare în ce crede. Un moment tare bun pentru berbec, pentru meditație, pentru rugăciune, pentru relaxare, pentru suflet, în mod special. Și în a doua parte a zilei de duminică, berbecul e foarte energic, strălucește, poate vrei să ieși undeva, poate vrei să te relaxezi, să faci tot felul de lucruri care mai de care mai interesante. Da? Uite, poate duminică seara berbecul își alocă așa puțin timp pentru sufletul său, posibil și asta, dar văd acolo o întâlnire cu niște femei, cu niște prietene. Sau este o întâlnire în care predominant acolo sunt femei și cine știe, poate se și leagă ceva. Sau, pentru alții poate e un moment în care, nu știu, vă descoperiți o pasiune, un talent și ziceți gata, îl pun în practică. Da? Găsiți echipa necesară, găsiți situația necesară. Hai să vedem pentru berbec ce spune tarotul. E prima dată când îl folosesc, deci la voi, prima dată. Și pentru berbec, ce să facem? Tot sunteți voi deschizători de drumuri, poate așa e și pentru voi, faceți ceva nou. Ziua de duminică e mai luminoasă așa pentru voi. 7 de spade, da, acum na, e și casa dușmanilor ascunși pe acolo.
5 de cupe, 7 de spade, da? E ceva care nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, poate are legătură cu trecutul tău sau poate unii berbeci, nu știu, tot vă uitați aici, nu știu, spre un copil, spre trecut, poate e vorba de o persoană dragă, ceva aici, nu știu, vă nemulțumește, ceva nu vă place. 6 de spade, e, uite, un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău sau cineva care face drum către tine, da? Este și un weekend în care berbecul zice, hai să las tot ce e rău deoparte, a făcut pace cu trecutul și de acum mă duc pe drumul meu. Următorul mesaj pentru berbec, 3 de cupe, uite, o bucurie mică, da? O bucurie mică. Acum, na, este și un moment în care trecutul bate la ușă, poate te trezești într-o situație în care mi-ai fost pus, dar că 3 ăsta de cupe înseamnă o bucurie mică, înseamnă o întâlnire cu niște prieteni, celebrezi ceva, te bucuri de viață, poate e ziua ta, la mulți ani, da? Și uite, berbecul se pare că are noroc, are succes în acest weekend. Da? Lași în spate tristețea, dezamăgirea, ce s-a întâmplat și uite, te duci să te relaxezi, te duci să te simți bine. Zodia Taur. Pentru Taur, în primul rând este un weekend în care veți socializa foarte mult, veți ieși în evidență, veți ieși cu prietenii, o să străluciți de-a dreptul, o să ieșiți bine din tot felul de situații. Vă faceți planuri de viitor și uite, sâmbătă Taurul întâlnește un prieten sau citește ceva, află niște informații care uite, te pot ajuta foarte mult, da, pe viitorul tău, da, pe viitorul tău. Pe de altă parte, tot pentru Taur, nu știu, e un moment în care voi sunteți ceva mai secretoși în perioada asta și poate pregătiți ceva acolo în spate. Pentru alți Tauri este un moment în care nu știu, în urma unei discuții, în urma unei conștientizări, pur și simplu. Uite, acum Taurul are ocazia să accepte un sfârșit legat de partenerul de viață. Poate e vorba de sfârșitul unei etape, nu neapărat că toți Taurii se despart. Poate este vorba despre a avea curajul acum să te afirmi, da? Poate în altă direcție față de cum ai făcut-o până acum. Însă tot pentru Taur poate să fie și un weekend în care reușește să rezolve ceva important legat de o responsabilitate. Da? Duminică, uite, în prima parte a zilei de duminică, parcă ieși undeva, te uiți la un film, ești cu prietenii, ceva acolo se întâmplă. Pentru alți Tauri, bineînțeles, este vorba despre a visa frumos la viitor, pentru că, na, cu siguranță, da, pentru mulți Tauri se clarifică anumite aspecte în acest weekend. Iar în a doua parte a zilei de duminică, Taurul vrea odihnă, vrea liniște și poate faci ceva acolo pentru sufletul tău, dar cumva mai în secret. Poate e ceva legat de vindecare, poate sunt niște discuții din astea de suflet pe care le ai, fie cu partenerul, fie cu un coleg de la muncă, fie unii Tauri vă apuca și studiați mai serios zona aceasta sănătății, să vedeți pe unde e problema. Însă, repet, este un weekend foarte bun în care Taurul are curajul necesar, poate să acționeze diferit față de cum a făcut-o până acum. Da? Și asta e ok, zic eu. E ceva care te pune pe gânduri. E ceva care te pune pe gânduri în acest weekend. Unii aveți niște discuții acolo interesante cu partenerul de viață, cu un părinte, cu o persoană importantă. Este un weekend bun și pe dragoste pentru Taur, doar că acolo e ceva ciudat, e ceva diferit. Ok, roata destinului și cu lumea, deci exact ce ziceam, Taurul închide ceva în acest weekend. Da? Este un moment în care ceva se închide, se deschide altceva, este un moment de conștientizare pentru Taur privind viitorul unei situații și dacă este să discutăm așa în mare parte, Taurul reușește să iasă dintr-o situație mai puțin plăcută în acest weekend. Accepți un sfârșit, accepți faptul că ceva nu mai funcționează, iar unii e posibil să fiți prinși în acest weekend pe o călătorie îndepărtată sau vă gândiți să plecați undeva. Apoi avem temperanța, o legătură cu zodia săgetător, dar și un moment de vindecare pentru tine. Da? Taurul o să simtă foarte, foarte intens acest weekend pentru că este despre vindecare, despre eliberare și e despre suflet.
Ultima carte, 3 de cupe și pentru tine, deci petreci cu cineva, te bucuri de viață, unii tauri posibil să primiți vești bune din două părți. Da? Din două părți. Ce v-aș recomanda eu e să nu exagerați cu absolut nimic dacă nu știu, vreți să ieșiți undeva sau vreți să faceți ceva important. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni este un weekend în care, nu știu, străluciți de-a dreptul, aveți tot felul de ambiții, vreți să vă afirmați, vreți să spuneți lucrurilor pe nume și tot acest weekend pentru Gemeni e bun, nu știu, pe partea de responsabilități. Da? Și acum fie este un moment în care zici, gata, până acum am acționat într-un fel, acum ia să schimb eu placa, da? Ia să schimb modul de a acționa. Și e bine, da? E bine pentru tine. Uite, undeva sâmbătă seara te revezi cu un fost partener sau cu un fost șef, fără ei legătura cu cineva important, însă tot gemenii pot avea parte de tot felul de conștientizări în acest weekend și uite că interesant este că gemenii se pot îndrăgosti în acest weekend sau cineva se poate îndrăgosti de voi. Alții, cine știe, uite, acum aveți curajul să rupeți o situație, acum aveți curajul să acționați pentru plăcerea voastră, pentru satisfacția voastră emoțională și tot pentru gemeni este un weekend cu schimbări așa cu viteza luminii, în special și pe dragoste, adică acolo ești cu o pierdere și cu un câștig. Da? Fie este o resetare a unei relații, fie este vorba despre un sfârșit. Acum depinde de fiecare. Iar gemenii care sunteți singuri, vedeți că aveți șanse, repet, să cunoașteți pe cineva. Este o persoană importantă, este o persoană care vă poate ajuta extraordinar de mult. Da? Extraordinar de mult. Unii, cine știe, primiți o veste legată de o rezolvare a unei probleme. Poate este și o problemă profesională, nu zic, nu? Duminică dimineața, gemenii sunt în lumea lor, da, vă simțiți bine, indiferent ce faceți, ieșiți în evidență, se întâmplă acolo mici mari minuni, pentru că în a doua parte a zilei de duminică, gemenii să iasă cu prietenii, să se bucure de viață, să aibă parte de tot felul de vești bune și așa cum ziceam, uite, duminică seara e un moment bun să ieși cu prietenii, e un moment bun să îți vezi puțin de sufletelul tău. Pentru gemeni, e un moment bun duminică seara să ieșiți în lume, mai ales cei singuri, la plimbare, unde sunt mulți oameni, acolo și voi, pentru că nu se știe de pe unde plutește dragostea asta. Poate e o femeie acolo care se face cunoștință cu cineva, o prietenă. Da? Este un noroc și o rezolvare pentru gemeni care, uite, ține și de zona străinătății. Unii poate, nu știu, voiați de mult timp să vă duceți undeva și, uite, acum aveți curajul necesar, vă duceți și vă luați bilet, vă duceți și plecați. Ce v-aș recomanda eu? Nu insistați neapărat să mergeți cu cineva. Da? E, până la urmă și singur e ok, vă zic eu din propria experiență. E super. Chiar e mult mai bine de multe ori. Aoleu. Temperanța 4 de spade. Da, gemenii simt nevoia și de odihnă, dar este și un weekend în care stai și calculezi așa foarte bine o situație. Unii, v-am zis, parcă vreți odihnă, vreți liniște, parcă vă pregătiți de o vacanță, parcă vreți să vă relaxați. Regele de spade aici e cartea ta, deci poate este un weekend în care gemenii își fac niște planuri, niște strategii, unii parcă încercați să negociați ceva sau sunteți foarte mult puși pe gânduri în legătură cu un inamic sau în legătură cu o persoană care e foarte rece, care e șireată. Ultima carte, 9 de monede, deci niște bani pe care îi primiți în acest weekend sau gemenii își recapătă încrederea în forțele proprii. Văd aici un moment în care unii e posibil să vă dați seama că mai bine pe cont propriu decât să fiți încurcați de altcineva. Da? Sunteți curioși aici în legătură cu niște bani, în legătură cu o situație și uite, e un răspuns pozitiv. E un răspuns pozitiv. Zodia Rac. Pentru Rac este un weekend în care sunteți cu gândul prin depărtare, prin străinătate, pe la distanță. Poate să fie și un weekend pentru Rac în care vă crește foarte mult încrederea în voi, da? Și unii posibil, da, să aflați de o rupere a unei situații, a unei relații, a unei colaborări. Pot fi vești importante care apar pentru Rac, doar că eu aș merge pe ideea că uite, e un moment bun să ai curajul necesar să spui lucrurilor pe nume. E un moment bun să ai curajul necesar să acționezi diferit, da? Pentru tine
Este un weekend în care fie afli despre o relație că se termină, nu-i neapărat relația ta, dar, nu știu, e o prietenă, e cineva din jur care trece printr-un moment mai complicat, sau pentru alți raci, uite, acum ziceți, gata, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, uite, fac schimbarea, am curajul și mă duc și acționez, da, cumva. Ziua de duminică e bună pentru rac pe meditație, la fel pe relaxare, pe ieșit cu prietenii, doar că în a doua parte a zilei de duminică fie racul are tot felul de responsabilități, fie este un moment acolo în care începi să te impui în casă, în familie, poate este o întâlnire importantă cu niște rude, cu niște persoane dragi, însă tot ideea asta de femei e foarte accentuată. Acum, nu știu, poate îți vin niște verișoare în vizită, niște prietene pentru alții, da? Însă zic eu că duminică, în a doua parte a zilei, racii sunt extraordinar de bine susținuți. Da? Și indiferent ce vă propuneți, cu siguranță lucrurile vă ies. Da? Mult mai bine față de cum v-ați fi așteptat voi. Hai să vedem pentru rac. Uite, 10 de monede. 6 de spade, 10 de monede. Nu știu, te duci aici într-o adunare mare de oameni, da? Poate, nu știu, te duci în vizită la rude, poate alții vă gândiți serios să mergeți la o petrecere, ședințe nu cred că aveți voie aici în weekend, dar pentru rac este un moment bun. 3 de cupe, uite, parcă mergi la o zi de naștere, da? E o primă bucurie, o primă victorie, ceva frumos se întâmplă acolo pentru rac. Iar ultima carte, îndrăgostiții, ok, o legătură cu zodia Gemeni pentru tine. Poate fi și un weekend în care te îndrăgostești sau un weekend în care iei o hotărâre importantă între minte și inimă. Unii parcă sunteți invitați la o nuntă, la o petrecere sau aveți aici un cuplu în jurul vostru care vă invită undeva. Da? Însă unii, așa cum am zis, o să rămâneți surprinși de o despărțire de care aflați, da? Sau de o rupere a unei colaborări, a unei situații, a unei relații de prietenie. Da? Zodia Leu. Dragile, este un weekend în care voi trăiți la plus infinit. Cum să vă zic eu, ori aveți chef maxim de distracție, da, și aici vedeți că o să cheltuiți ceva, doar că leul, uite, în același timp devine și cumpătat, cu sau fără voia sa. Dacă ești singur, vezi că ai ocazia în acest weekend să cunoști pe cineva care îți poate schimba viața, da? Poate fi un prieten, poate e cineva cu care te împrietenești, poate e o colaborare importantă, pentru unii poate e de dragoste, nu știu, Doamne ajută. Sunt oameni extraordinar de frumoși, da? În jurul vostru care vă pot ajuta, vă pot ghida, vă pot fi alături. Pe de altă parte, tot pentru leu, discutăm și despre un weekend în care, nu știu, faci un drum important undeva anume sau primești o veste bună de undeva de la distanță. Unii poate acum reușiți să faceți pace cu cineva, iar alți lei cu siguranță vreți să trăiți la plus infinit, poate vă propuneți să călătoriți undeva, alții poate primiți niște vești bune de la distanță. În a doua parte a zilei de duminică, deja leul se mai potolește și uite acolo duminică în a doua parte a zilei poate înveți ceva important de la o prietenă sau de la oamenii dragi ție, ca și cum ai o discuție despre studii superioare, spiritualitate, călătorii și așa mai departe. Însă eu aș zice că este un weekend în care leul trăiește la plus infinit, nu-i neapărat rău în... Mă rog, nu-i neapărat rău, dar poate ar fi bine să fii ceva mai cumpătat, da? Oricum o să fii mai cumpătat pentru că vei întâlni oameni care te vor ajuta, care îți vor fi alături și de asemenea weekendul ăsta pentru leu e și despre multă pasiune, e și despre a trăi intens, da? Unii posibil să aflați în jurul vostru de un cuplu, că fie se desparte, fie se rupe colaborare. Unii lei din contra, posibil să reluați legătura cu o persoană de prin trecut și uite acum să vă strălucească ochii, da? Sau să vi se pară persoana aia foarte strălucitoare, foarte interesantă și să ziceți, e, ce a fost, a fost, hai acum să mergem în altă direcție, hai acum să continuăm relația. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Lei, aflați într-o relație, nu știu, vreți să petreceți cu partenerul. Vă simțiți bine, însă poate să fie și un weekend puțin aglomerat pentru leu, da? Vedeți că vi se apasă și butoane, dar într-un sens bun.
4 de bâte. 4 de bâte steaua, o legătură cu zodia vărsător, dar este și un weekend în care leii primesc o veste bună, poate de pe zona internetului sau alți lei, poate chiar în acest weekend vreți să vă distrați într-un mod diferit. Văd aici că intrați în contact cu o persoană foarte bună, este o persoană cunoscută sau o persoană la care se ajunge greu. Tot pentru leu simt eu că, uite, se face lumină, da? Ai luna aici, 4 de spade, nu prea înțelegeai tu ceva, o situație, ceva anume. Și uite, steaua asta vine cu lumina de la capătul tunelului. 7 de spade. E, aici cineva cam minte, da? Sau cineva se sustrage de la o situație, poate cineva fuge de tine sau tu te gândești să fugi de o situație. 6 de spade. E, un drum aici, da? Vedeți că este un weekend care predispune foarte mult la iubiri din astea ascunse, flirturi, chestii. Deci, vedeți ce faceți? Lăsați ceva rău în urma voastră, vă îndreptați către victorie, către înțelepciune. Poate este o veste care nu vi se pare chiar atât de interesantă în legătură cu un drum sau în legătură cu o mașină. Aici ar trebui să fiți puțin atenți și pe drumuri, da, weekendul ăsta. Zodia fecioară. Pentru fecioară este un weekend în care relațiile, bineînțeles, sunt foarte importante. Acolo fecioara, nu știu, intră în contact cu oameni care sunt mai duri, da? Sunt mai duri, știu foarte bine ce vor. Vezi că sunt oameni de la care ai foarte multe lucruri de învățat, da? Și oameni care te pot ajuta. Uite, sâmbătă, fecioara poate să treacă printr-un moment în care își închide o relație sau este un moment în care reușești să finalizezi ceva important, pui la punct o anumită situație. Însă tot pentru fecioară, uite, se rezolvă ceva legat de o sumă de bani, se rezolvă ceva legat de muncă. Pentru unii poate e vorba de o moștenire, o împărțire de bunuri, o bancă și așa mai departe. Însă pentru alții dintre voi, vedeți că e un weekend în care poate să apară dragostea. Da? Poate să apară dragostea, doar că vedeți voi, dragostea asta e intensă și dragostea asta vă poate învăța multe lucruri. Cei care sunteți într-o relație, uite, este un weekend în care puteți să luați decizii foarte importante, da? Sunt lucruri asupra cărora, nu știu, ați mai intervenit, da? Poate în ultimele două săptămâni de prin martie ați mai avut discuții sau ați încercat să rezolvați o anumită situație și uite acum reveniți asupra acelor lucruri. Oricum este o perioadă în care fecioara vrea curățenie generală, vrea să clarifice multe lucruri, iar ziua de duminică, uite, e mai liniștită, iar în a doua parte a zilei de duminică fecioara începe să trăiască acolo la plus infinit. Poate te vezi cu o prietenă, cu persoana iubită, poate cheltui niște bani sau unii poate chiar vreți să trăiți acolo mai pasional. Faceți ceva, vreți să rezolvați ceva, poate sunt niște discuții importante cu niște rude, alții poate sunteți mai mult concentrați și pe zona aceasta sănătății în a doua parte a zilei de duminică, dar eu văd că sunt lucruri care se rezolvă, da? Care se rezolvă. Vezi tu, este și o perioadă în care ai tot felul de oameni din ăștia în jurul tău care fie vor să lase lucrurile așa la voia întâmplării, fie sunt persoane foarte, foarte hotărâte, da? Foarte hotărâte, foarte puternice, care zic eu că te pot ajuta. Uite, acum fecioara poate să te gândească serios, zice, băi, până acum asta s-a întâmplat, uite, hai să încercăm o relație serioasă sau hai să fim prieteni, hai să mai dau o șansă acestei relații, acestei prietenii, acestei colaborări, acestei iubiri, nu știu, dar alții din contra, da, ziceți gata, punct, până aici. Hai să vedem pentru fecioară ce se întâmplă în acest weekend. Apare o rezolvare pentru fecioară. Uite, sâmbătă seara, o veste bună din străinătate sau o veste bună legată de niște acte pentru casă. Ceva începe să arate altfel. Regina de cupe, regina de spade. Ok, deci două persoane care sunt total diferite. Este o persoană mai rațională cu regina de spade. Persoană care lucrează cu actele, lucrează cu mintea, este o persoană mai rece, mai dură, nu e neapărat o persoană rea.
Regina de spade e foarte sinceră. Da? Și aici discutăm despre o legătură cu o zodie de aer pentru unii. Gemeni, balanță, vărsător. Și mai văd și o regină de cupe. Deci este o persoană sensibilă, blândă, iubitoare, poate ușor naivă. Este o persoană care iartă. Da? Și aici, nu știu, unii parcă... regele de monede, 8 de spade, regina de cupe, regina de spade. Nu știu, e un rege și două regine. Doi de bâte. Aici poți avea niște discuții în legătură cu o călătorie îndepărtată, dar și ceva ce se amână. Tot pentru fecioară poate să fie și un weekend în care te gândești foarte mult la viitorul tău, te gândești foarte mult la lucrurile care urmează de acum încolo. Hotărăști ceva. Trei de spade. Treiul ăsta de spade înseamnă o inimă frântă pentru cineva, deci e o situație care nu îți place, nu-ți convine. Cu turnul aici poate să vină și cu un adevăr, poate să vină și cu o reacție ciudată a cuiva. Ceva nu-ți convine în legătură cu un drum. Poate ești pus într-o așteptare mare. Da, fecioara trebuie să învețe să nu mai pună totul la inimă. Zodia Balanță. Pentru Balanță, uite, este un weekend în care te ocupi foarte mult de sufletul tău, de sănătate, de rutina zilnică. Și, uite, interesant este că în acest weekend Balanța fie, nu știu, se îndrăgostește pe la muncă, da? Și aici v-am zis, fiecare știe treburile, fie este vorba despre un moment în care poți să fie partenerul face niște gesturi, da, în legătură cu tine care hotărăsc destul de multe lucruri în relații, fie este vorba despre tine, dacă începi să acționezi într-un mod diferit, începi să ai curajul, vezi lucrurile mai clar, știi să-ți pui niște limite, știi să-ți dai seama nu știu ce vrei de acum încolo. Și asta e ok pentru balanță. Da? E ok. Cei care sunteți ocupați pe partea asta de muncă, fie acum rezolvați ceva legat de un contract, fie pentru unii, nu știu, vă puteți îndrăgosti în acest weekend de o persoană, de o situație, de ceva anume. Însă, poate și anumite activități pe care le aveți în comun împreună cu partenerul sau împreună cu o persoană ar putea să apropie relația. E o dragoste fulger acolo care fie se reaprinde, fie este o dragoste fulger care apare din senin pentru balanță. Da? Depinde de fiecare. Uite, poate acum trebuie să ai curajul să faci ceea ce îți place, acum ai curajul să, nu știu, să-ți dai demisia, acum ai curajul să iei o decizie importantă privind sănătatea ta, rutina zilnică. Vezi că pe acolo sunt lucruri mari, da? Poate este și un bărbat acolo care te sfătuiește, te ajută, îți dă sfaturi. Duminică, în prima parte a zilei, balanța poate să piardă puțin noțiunea timpului, poți să ai tot felul de discuții, te lași purtat, faci tot felul de activități care mai ciudate, doar că undeva duminică, în a doua parte a zilei, balanța e foarte prinsă pe relații și acolo, nu știu, e o adunare de niște trei femei, ce văd eu, ceva de genul ăsta. Poate niște prietene, poate mergi undeva, toată lumea te sună, toată lumea vrea câte ceva de la tine, dar sunt lucruri bune, nu sunt lucruri rele. Da? Din nou, deci, uite, duminică ești foarte bine susținut, iar balanțele care vreți pe cineva, păi ieșiți în lume acum, faceți lucruri, că nu se știe ce se întâmplă. Da? Na, soluția pentru balanță în perioada asta e acțiunea. Hai să vedem ce zice și tarotul, că e un moment în care balanța are foarte mult curaj, e un moment în care balanța poate să discute serios, fie cu partenerul, fie cu un prieten, pentru a rezolva anumite situații. Moartea 6 de monede, o legătură cu un scorpion, dar și un moment în care balanța, știu, merge la cumpărături sau în sfârșit finalizează un demers. Poate, uite, e vorba de o suferință, o problemă de sănătate, poate e vorba de o așteptare, o stagnare, o senzație de abandon și în acest weekend, uite, cu moartea aici ceva se închide, da? Ceva se închide și unii puteți să aveți discuții în legătură cu niște cumpărături, cu un cadou, în legătură cu împărțirea unor bunuri, da? Pot fi și astfel de lucruri. Valetul de cupe, fie o nouă persoană care apare, fie o invitație pe care o adresezi cuiva sau cineva ți adresează o invitație.
Ultima carte pentru balanță, Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar cine știe, poate, așa cum am zis, te și îndrăgostești în acest weekend. Pentru unii poate să însemne și faptul că o relație de la muncă se transformă în altceva, iar pentru unii mai văd aici și faptul că puteți să ieșiți cu persoana iubită, puteți să faceți lucruri pentru sufletelul vostru, însă cumva într-un mod diferit, da? Într-un mod diferit. Fie aveți legătură aici cu o persoană mai tânără, o persoană inocentă, fie, știu, e un moment în care ceva deodată așa se schimbă, peste noapte, da? Imprevizibil. Unii poate primiți vreo invitație pe la nuntă. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion este un weekend de iubire, de relaxare, de stat cu copiii, de stat cu persoana iubită. Este un weekend bun să faci lucruri pentru sufletelul tău. Și uite, acum Scorpionul poate avea curajul să-și cam facă o curățenie generală în viața privată, mai ales în relația de cuplu, acolo unde sunt probleme. Dacă nu mai merge deloc, atunci uite, acum ai curajul necesar să ieși din poveste, da? Să-ți faci curățenie. Pentru alți Scorpioni, poate este un weekend în care, nu știu, prin niște activități pe care le faceți împreună cu partenerul, poate sunt activități de rutină zilnică, nu știu, curățenie, vă vedeți cu rudele, lucruri banale pentru unii, e, uite, acolo se poate reîncheia relația, dacă se mai poate, bineînțeles. Da? Dar eu aș merge pe ideea că este un weekend în care Scorpionul are foarte mult curaj să aibă o discuție. Da? Și ce puteți să discutați? Uite ce facem, ne mutăm împreună, ne logodim, avem ceva serios sau din contra, da? Ne separăm. Depinde de fiecare prin ce situații vă aflați. În schimb, uite, duminică, în prima parte a zilei, Scorpionul se relaxează, se simte bine, face tot felul de lucruri pentru sufletelul său, iar duminică, undeva în a doua parte a zilei, deja ești prins acolo, pe muncă, pe rutină zilnică, uite, poți să rezolvi ceva legat și de sănătatea ta duminică seara, poate te întâlnești cu niște persoane dragi ție, cu niște rude sau cu niște colegi de la muncă. Deci Scorpionul e foarte bine susținut, însă eu aș zice că e un moment de curățenie acest weekend pentru Scorpion. Da? Aveți acolo niște pietre de moară pe care le duceți în spate și pe care, nu știu, vedeți ce faceți, ori le aruncați, ori le așezați frumos și construiți ceva cu ele. Deci trebuie să vedeți ce faceți. Zece de cupe, ok. Zece de cupe, șase de bâte. Uite, o victorie, o bucurie legată de familie, de casă. Unii Scorpioni, poate, nu știu, sunteți într-un moment în care primiți o veste în legătură cu un copil, în legătură cu un proiect. Mergeți undeva într-o adunare de oameni. Apoi avem nebunul, deci o surpriză mare pe care Scorpionul o are, dar și un weekend în care dai dovadă de autenticitate, un weekend în care poți să te vezi cu un copil, poate cunoști o nouă persoană sau sunt niște noutăți acolo destul de interesante. Doi de cupe, da, deci o nouă persoană care poate să apară pentru Scorpion în acest weekend sau tot cu doi de cupe poate să însemne o resetare a unei relații deja existente. Ești cu o prietenă undeva și faceți o nebunie, așa vi se pare vouă că e o nebunie. E ceva nou, da? Ceva ce, nu știu, ai nevoie de curaj ca să faci lucrul respectiv. Pentru unii, poate e vorba de un weekend în care vă distrați, vă relaxați, poate împreună cu un copil sau cu o persoană dragă vouă. Iar ultima carte, 9 de monede. Deci Scorpionul aici se simte foarte bine, poți să primești niște bani în acest weekend sau îți poate crește pur și simplu încrederea în tine. Este cumva o decizie radicală pe care Scorpionul o ia în acest weekend. Poate în urma unui eveniment neprevăzut care are loc în casă și în familie. Zodia Săgetător. Pentru tine este un weekend în care vrei să stai mai mult pe acasă, este un weekend în care te concentrezi mai mult pe trecut, pe oamenii foarte apropiați și aici, uite, pentru Săgetător, este un weekend în care apar niște responsabilități acolo în casă. Da? Și așa cum v-am mai zis, fie este vorba despre o situație în care te implici prea mult, da? Și acum parcă universul zice, băi, ia mai ieși afară la joacă, metaforic vorbind, ia mai ieși cu prieteni, ia mai du-te și te mai distrează, alții din contra, da? Poate ați ignorat, poate ați neglijat, da? Familia, casa, viața privată, e, uite acum sunteți puși acolo să,
știu, să vă vedeți cu rudele, să faceți ceva important. Pe de altă parte, uite, este un weekend bun în care săgetătorul poate să ia o decizie privind renovarea casei sau privind niște schimbări care trebuie să le faci pe acolo. Văd eu că este un weekend în care ai chef și de distracție, însă, pe de altă parte, ai foarte mult curaj să-ți impui punctul de vedere, ai foarte mult curaj să faci lucruri noi, să iei decizii pentru sufletul tău. Și uite, tot în acest weekend, săgetătorii care vă știți în relații de cuplu care nu mai funcționează, acum e posibil să acționați diferit, da? Fie discutați serios despre o separare, alții poate discutați serios despre a schimba ceva în relație, da? Că nu toată lumea se separă. Alții, nu știu, vă puteți îndrăgosti, dar aici vedeți că e o iubire de prin trecut, da? E ceva de prin trecut. Duminică, în prima parte a zilei, la fel, tot atenția e pe casă, pe familie, se întâmplă lucruri frumoase acolo, sunt discuții interesante. Iar în a doua parte a zilei de duminică, săgetătorul iese la joacă, cum s-ar spune. Poți să ieși cu un copil, cu persoana iubită, cu o prietenă, poți să ieși în lume, să te distrezi, să te relaxezi, să faci lucruri pentru sufletelul tău. Deci, în a doua parte a zilei de duminică, săgetătorul este mult mai bine susținut, da? Și uite, poți să cunoști pe cineva în perioada asta, da? Poate e o persoană de prin trecutul tău pe care o știi de ceva timp și uite, acum se reactivează situația, da? Hai să vedem pentru săgetător ce trebuie voi să știți. Ok, pajul de spade, 9 de monede. Ești foarte curios aici în legătură cu o sumă de bani sau o curiozitate pe care o ai în legătură cu o persoană independentă din punct de vedere financiar. Este o persoană sigură pe ea, o persoană asumată, frumoasă, 9 de cupe, deci uite, multă bucurie, armonie, liniște, săgetătorul se simte bine în acest weekend și poate are și chef să lenevească și aici tot înainte. 10 de cupe, uite, o bucurie mare, o adunare de oameni, o familie fericită, pentru săgetător poate să mai însemne aici și faptul că ești cu niște prieteni sau faptul că ți atingi un anumit ideal pe care tu îl ai. E ceva legat de un copil, de persoana iubită, o petrecere, ceva aici se întâmplă. Zodia Capricorn. Pentru Capricorn este un weekend în care, nu știu, trebuie să vă vedeți cu rudele. E un weekend în care vă vedeți cu persoanele apropiate vouă, faceți drumuri, studiați, aveți tot felul de lucruri de făcut. Doar că pentru Capricorn este un weekend în care se ia o decizie privind un sfârșit legat de viața privată. Unii poate, acum aveți curajul să vă înfrumusețați casa, acum aveți curajul să faceți ceva pentru a aduce liniștea și pacea în casă și în suflet, pentru că e vorba și despre așa ceva. Și tot pentru Capricorn poate să fie și un weekend în care parcă te muți acolo cu partenerul sau ai niște discuții acolo importante legate de o mutare împreună, poate legate și de o separare pentru alții, dar este și un moment în care unii capricorni posibil să vă redescoperiți un talent uitat în care acum puteți să investiți, da? Și uite, acum aveți curajul și faceți un curs, studiați mai bine, vă apucați ușor, ușor ca magicianul și vedeți ce aveți la îndemână, ușor, ușor vă apucați și studiați și partea practică a lucrurilor. Doar că pentru alții poate să fie și un weekend în care apar niște responsabilități legate de un bărbat de prin apropierea casei sau responsabilități legate de acte. Da? În prima parte a zilei de duminică, parcă ai chef așa să ieși din casă și să te duci unde nici tu nu știi, parcă ai chef de o plimbare, parcă vrei să mergi într-un loc mai apropiat de sufletul tău. Iar în a doua parte a zilei de duminică, pentru Capricorn, atenția e pe casă, pe familie și uite, acolo poate să apară o veste bună, poate cumperi ceva pentru casă, alții poate aveți niște discuții în legătură cu achiziționarea unei case sau înfrumusețarea casei. Dar în alte cazuri văd eu acolo ca un fel de întâlnire, o petrecere, o bucurie, o veste bună legată și de sufletul tău. Pentru voi, nu știu, dragostea poate să apară de prin trecut, da? Sau acum discutați cu partenerul, ce facem, mergem mai departe sau lăsăm lucrurile așa. Pentru că este un moment în care Capricornului se cam schimbă așa valorile pe care le are.
5 de spade, 2 de cupe. O nedreptate aici, într-o relație, un compromis. Da, și vedeți voi, este o perioadă în care treaba asta cu compromisul nu prea mai funcționează, mai ales cu nodul sod în balanță, cu Marte și cu Saturn acolo, nu prea mai merg lucrurile. Asul de cupe, da? O veste bună care apare, o veste de liniște, de pace, e o șansă, e o mică mare minune care are loc pentru Capricorn. Iar ultima carte este 6 de bâte, o victorie, o bucurie, te duci undeva, te simți bine, ești victorios dintr-o situație. Da? Uite, a ieșit magicianul, exact despre care vorbeam, deci e un moment în care Capricornul e foarte bine susținut pe niște activități, da? Pe niște activități. O invitație aici pe care o primești într-un loc nou, într-o situație nouă. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este un weekend despre bani, despre valoare și uite acum vărsătorul are curaj să dea un mesaj, acum vărsătorul are curaj să spună lucrurilor pe nume și tot pentru vărsător este un weekend în care își recapătă încrederea în forțele proprii. Cei singuri, trebuie să fiți la fel atenți prin jurul vostru, că dragostea plutește în aer în perioada asta, într-un drum scurt, da? Cei aflați într-o relație, nu știu, mergeți la cumpărături cu partenerul și acolo se încheagă mai bine relația, primești un cadou sau poate tu îi faci un cadou. Însă, oricum ar fi, este un weekend bun pentru vărsător pe ideea aceasta de socializare în mod special și pe a te concentra pe tine. Indiferent ce se întâmplă, ești bine din situație, ești apreciat, te simți bine, te simți iubit. Uite, chiar duminică dimineață, fie tu faci o surpriză cuiva, fie ai parte de o surpriză plăcută, iar în a doua parte a zilei de duminică, vărsător are chef de drumuri, de deplasări, comunici cu oamenii din jur, înveți, văd acolo o adunare într-un grup mai mic de oameni, mergi la niște rude, îți vin rudele astea în vizită, alții poate studiați ceva, analizați o situație, citiți ceva interesant care vă ajută foarte mult. Și este un moment în care vărsătorul acum are curajul să își asume o anumită responsabilitate sau vărsătorul are curajul să comunice și să facă lucrurile, practic vorbind, da? Practic vorbind. Este ceva care și ție acolo, ția mințile legat de rude, poate un vecin, o vecină, poate un drum scurt pe care îl faci într-un loc nou, într-un loc deosebit. Dar vărsătorul, uite, poate să primească și niște vești interesante din depărtare, de la distanță. Justiția 3 de bâte. Da? Uite, e o primă deblocare în legătură cu niște acte sau unii posibil să aflați o veste de la drum în legătură cu o hotărâre. Uite, vestea asta poate să vină online sau unii așa peste noapte vă hotărâți să faceți un drum undeva anume. Da? Poate să fie și un weekend în care vărsătorul ia atitudine într-o situație. Împăratul, aoleo, o legătură cu un berbec, dar sunteți ceva curajoși, dragi vărsători. Poți să ai legătură aici cu un șef, cu un părinte, partenerul, este o persoană cu autoritate asupra ta, da? Însă aș recomanda puțin vărsătorilor și o mai mare atenție pe drumuri weekendul ăsta, să nu depășiți, v-am zis, viteza acolo, da? Să fiți atenți. Iar ultima carte, regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru vărsător este și un weekend în care banii contează sau partea asta materială a lucrurilor, însă văd eu că e ca și cum pui de un drum împreună cu cineva. Fie faci drumul weekendul ăsta, fie cumva îți programezi drumul ăsta, dar nu e într-un viitor îndepărtat. Poate mergi undeva la cumpărături, mergi, te simți bine, te relaxezi. Poate e ceva ce ai amânat și acum în sfârșit reușești să faci. Un drum cu hotărâri. Zodia Pești. Pentru Pești este un weekend în care, în primul rând, sunteți în centrul atenției. În al doilea rând, în sfârșit, peștii au niște responsabilități acolo care fie vă maturizează, fie este vorba despre ceva ce aveți de finalizat. Da? Ceva ce aveți de finalizat. Poate este și un moment în care începeți să abordați lucrurile diferit, viața diferit. Da?
Tot pentru pești este un weekend bun pe drumuri, dar este și un weekend bun în care fie în sfârșit vă dați seama de valoarea pe care o aveți. Fie este un weekend în care primiți niște bani din trecut sau niște laude, niște cuvinte de apreciere, primiți un ajutor pentru ceva bun ce ați făcut voi în viața asta, în altă viață, nu știu. Poate este și un moment în care peștii zic, băi, de mult timp mi-am dorit să fac lucrul X, da? Și mereu m-am lăsat pe mine, am ajutat pe ceilalți și uite, acum zici gata. Da? Mă apuc și fac chestia aia pentru mine. Mă duc și îmi cumpăr geanta, mă duc și îmi fac pofta, mă duc și îi scriu persoane respective și așa mai departe. Da? Deci e un weekend tare, tare interesant pentru pești. Din acest punct de vedere, poate apare vreo iubire din trecut, unii e posibil să aflați niște lucruri care să vă surprindă destul de mult, însă tot pentru pești, uite, duminică dimineață e un moment bun să te relaxezi, să te liniștești, e un moment bun să meditezi, să visezi cu ochii deschiși, dar în a doua parte a zilei de duminică peștii se simt foarte apreciați, parcă sunteți acolo, nu știu, cu niște rude, cu niște persoane apropiate, aveți niște discuții importante. Unii poate mergeți la cumpărături, alții vă vedeți cu o prietenă, vă vedeți cu cineva, stați de vorbă, se întâmplă lucruri frumoase, însă este și un weekend în care peștii încep să vadă un adevăr așa cum e și au curajul să facă lucruri pentru sufletelul lor. Da? Unii, nu știu, poate vă amintiți de un talent de prin trecut pe care îl aveți și acum îl puteți pune și în practică. Da? Peștii sunt tare hotărâți în acest weekend și îmi place acest lucru. Da? Îmi place acest lucru. Foarte mult curaj acolo. Unii puteți să aveți și niște discuții legate de niște acte, o moștenire, ceva de genul ăsta. 9 de monede, 2 de spade. Deci aici peștii, știu, se simt împliniți, mulțumiți, relaxați, dar doi ăsta de spade înseamnă că nu prea exprimi ceea ce simți sau înseamnă un moment în care nu prea vrei să comunici, da? Nu prea vrei să comunici, ești cu inima închisă sau e cineva în jurul tău aici care are de luat o decizie. Apoi avem 5 de cupe. E, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Da? Poate e ceva din trecut care revine acum în atenția ta și care poate nu-i pe placul tău. Ultima carte, 8 de bâte, multă pasiune, da, peștii trebuie să învețe să lasă, mă rog, să lase trecutul în urmă și să se bucure de prezent, că până la urmă și ăsta e important, da, că energia pe care o avem acum în prezent o să ne determine, să zic așa, următorul eveniment, din următorul minut, din următoarea zi, deci dacă avem o energie bună, e ok, da. Un drum rapid, niște discuții pe care le aveți. Da, e ceva ce nu vă place, legat de o femeie, legat de niște bani. Poate e cazul, dragi pești, să acționați, să luați viața în propriile mâini. Pentru că, uite, mie mi-apare totuși o veste bună. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă vreți să vedeți ce vă aduce eclipsa, stați aproape, apăsați butonul subscribe sau abonează-te, funcție gratuită. E total diferită de funcția alătură-te, da? Acolo e altceva, acolo e un abonament, acolo aveți, mă rog, puteți să intrați în comunitatea canalului unde aveți previziuni bonus pentru toate zodiile. Și dacă vă știți ascendentul, e știu, ca o analiză personalizată. Și ce să vă mai zic, dacă vreți să vedeți dinainte ce va duce eclipsa, vă aștept la previziunile pentru următoarea săptămână, că am discutat pentru fiecare în parte. Am discutat și la previziunile pentru aprilie, dar dacă nu, stați aproape că o să apară duminică și previziunile pentru luni, adică pentru eclipsa totală de soare, care este foarte importantă din punctul meu de vedere. Vă îmbrățișez cu drag, un weekend superb să aveți!